Salutare la un nou tutorial. Astăzi o să vedem cum putem instala Windows XP 7.8.1 32-64 de biți fără CD, fără stick USB, doar cu un sistem de operare. Dacă avem Iron's Boot CD, putem folosi modul Live din Mini XP. Putem face același lucru sau sistemul nostru, care din anumite motive nu mai merge cum trebuie. Merge greu, e obosit. Putem face o nouă instalare lângă pe o altă partiție fără probleme. Aici deschidem acest link. Haideți să o iau de la capăt. Mergem pe prima pagină a site-ului meu. Deschidem software premium gratis. Deschidem acest link. Applications. Vom găsi Windows NT Setup 3. Dăm Add to Zip List. Se va pune sus aici într-un folder. Și de aici Start Download. Salvăm fișierul pe desktop. Eu îl am, va veni în format zip. Îl vom dezarhiva cu WinRAR, cu Extract New, 7-Zip. Cu ce va veni la îndemână. Winet setup este aici. Cum că avem instalerul, un Windows XP puteți lua tot de aici. De la Operating Systems. Și aici avem un XP curat, care la fel. Îl putem deschide. Add to zip download list. De aici la fel Start Download. Sau îl puteți lua în variantă ISO și este și ISO. Aici direct download și va veni în format ISO. Sau fișierele dezarhivate. Acum că avem un XP curat și installerul pregătit, să trecem la treabă. Dacă avem o partiție goală care nu ne trebuie sau una foarte mare și putem să o împărțim, pentru asta vom folosi Iron's Boot CD. Mini Tool, Partition Wizard, Home Edition. Aici putem să ne jucăm cu partițiile. Să le mărim, să le micșorăm, să le ștergem, să le formatăm, să avem aici toate funcțiile de care avem nevoie. Să le punem litere, nume, etc., să facem tot ce vrem.
Eu am creat deja o partiție XP nou. Am splituit, adică am împărțit în această partiție. Am făcut una mai mică și vom începe instalarea. Bifăm un XP 2000-2003. Deci sunt două căsuțe. Bifăm căsuța din stânga. Vom căuta fișierul cu Windows. Este pe desktop. Ne-a detectat-o, Windows XP Profesional VL, volum licens. Căutăm locația unde vom instala sistemul. Deci este X. Bootloader nu ne lasă să-l punem tot pe X. Îl vom lăsa în C. De aici putem modifica unele mici chestii. Dacă vrem sau nu. Să putem instala teme. Putem băga drivere. Integra drivere dacă vrem. Chiar acum voi face un backup. Vom salva driverele pe desktop. Cred că nu este bine. Căută alt utilitar.
am primit și o eroare. O să sărim peste chestia cu driverele, dar sunt utilitare în high-res CD destule. Probabil că merge muzica în driverele Relatec și de aia nu se poate salva. Mergem la Twix aici, putem crea un user autologon și de aici putem să dăm disable la automatic restart un Windows update, disable security warnings for downloaded files. Putem șterge cam tot ce credem că nu ne interesează. Acum că totul este ok, o să dăm la setup. Setarea s-a terminat. După restart va începe instalarea propriu-zisă. Se va trece peste pasul cu crearea partițiilor, ceea ce încurcă pe mulți. Pur și simplu o să trebuiască doar să ne mai punem numele și parola și atât. Vom testa în mașina virtuală. Cum vedeți, setările au prioritate și deja instalarea a început. Așadar, foarte simplu să instalezi un sistem de operare fără stick, fără nimic, de pe un hard pe altul se poate face. Sper că v-a fost de ajutor.